Constată 47 de deputați în sală, potrivit articolul 38 din regulamentul Parlamentului, ședința specială nu poate fi ținută din lipsă de quorum, iar potrivit jurisprudenței Curții Constituționale a deciziilor și avizilor pe care le-au dat în situația în care există o astfel de boicotare sau lipsă de quorum din partea Parlamentului, tentativa este considerată eșuată și președintele Republicii Moldova urmează să inițieze consultările pentru desemnarea celuilalt candidat. Vă mulțumim foarte mult! O zi bună!